Nici n-am ajuns, acolo e zăpada mare. Și mie deja mi-e frig. Hai bă, mortule, că a venit toată lumea. Nu, mă, că n-am venit. N-a venit? Unde e Isuzu? Cine? Isuzu n-a venit. E groasă problemă. Miroasea cașcaval la frontera. Ce figment are afereul ăsta? Da, 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 pe asta zic. Roțile lui animulut. Merge treaba. Băi, după ce dimineață a fost greu, a fost frig, am înghețat. Am înghețat în parcare la metro, zi poni. Dimineața încă e greu. Dimineața încă e greu, am băut două cafele și am plecat la drum. Ștergem bordul, că na, aveam praf. Facem un interior. Facem frumos, interior, exterior. Bam, bam, exteriorul facem cu noroi. Și interiorul cu șervețelul. Am plecat la drum. E 9. Ceasul, trebuie să ajungem undeva. Sunt 9 orele ceasului. Trebuie să ajungem undeva până în orele 14. Am zis bine? 14-15. Ca să stabilim locul de campare. Iar planul de rezervă este o cabană undeva în vârf de munte, în cazul în care condițiile sunt foarte grele. Ce zici, Poni, cum o să fie drumul? Drumul o să fie la fel ca vara, dar cu zăpadă. Am înțeles, da, bun. Eu o să fiu ok. Vedem. Hai mă, că vremea se prezintă, se prezintă relativ bine. Na, să vedem mai sus. Hai să vedem mai sus ciulinii. Am intrat în teren. Pare primitor. La prima vedere, vedem mai sus ce se întâmplă. Momentan e autostradă, puțină zăpadă, temperatura bună, minus 3 grade. Dă lăbuța, Sache, nu fi nebun. Mă sus, e zăpadă mare. E zăpadă mare sus. Peisaje, domne, peisaje. Peisaje frumos. Aici e prietenos. 900 de metri. Poate 1000. Dar nu, 900. Temperatura cu 2 grade, s-a mai pus puțină zăpadă, norii negri se adună, e ok, e ok, momentan, din cartier cu băieții,
admirăm pereții. E greu și cu metri ăștia, mă, nu se fac așa una, două, știi ce zic? Ce faci tu metri? Băieți buni toți băieți. Și buni și răi. Cu vină și băieți. Tragem probă specială pe aici, cu urcat. S-a oprit Iisus, de ce s-a oprit Iisus? Uite, merg în altă zăpadă, da, da. Nu merg în zăpada lor. Înțelegi? Merg în altă zăpadă. E bine că nu e, știi, o zonă de-asta de 100 de metri de zăpadă, știi, super da. Mare, știi? Ai timp să fii cât de cât inerție. Vezi că s-a pus căși. Da, la zăpadă cu botul și... Mai ai în spate, mai ai un metru. Mai ai un pic, mai ai. Se joacă VIP-ul acolo. Gata, am scăpat. Trage butul, zăpadă, mașina ușoară, știi ce zic, o iau, o întoarce de pe drum. Na. Fiecare cu punctele dânsei forte, să zic așa. Na. Emi s-a oprit acolo. Bine așteaptă, ne studiază. Asta mănânc la noapte, de la mă îmbrac, de la ăla iau grupul. În casa lui ăla dorm. Exact. La Bobby? Bobby n-a venit. Nu, că poate mă caragă așa. Zăpadă mare, bă, băiatul. Aici ne chinim o oră minim. O oră minim aici și plus lopeți. Uite, hai că acolo nu mai e zăpadă. Săgeată. Trebuie să vin altul, un pic mai mare. Păi cine? Bixul? Bixul cu Simex trebuie să fie, spun eu. Are și puntea jos ca să mai sape, că eu da. Stau mult. Da, 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 da. Ne tragem noi mai în dreapta. Orice trece VIP-ul, te dai tu în dreapta, Iisus în dreapta, eu în dreapta și facem cumva să-l aducem pe Bixul aici. Ai concurență, salvată-mă! Am, nu? Păi, nu mă stai așa, fiatele astea. Da. Păi, eu sunt instructor, stai, stai, stai. Sau se întâmple ceva nasol. Ce este din cadru? Băi, trebuie să-l aducem pe Bixul aici. Băi, cât de tare a fost asta, bă. Ai dat drumul?
lopățit. L-a lopățit. Gaz! E mare zăpadă. N-are nimic, că dă zăpada din față și o să treacă. Ipo! Stai mă, Vali, un pic, mă, frate, mă. Toyota. Toyota. Evacuare, mă, plac, 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 plac. Plac, 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 plac. Hai, mă, du-te! Du-te, Vali! Benzină, boss. Auto. Power. Dacă acum nu sunt urme, nu mai trebuie. Hai, Dani, acum doar trebuie. Treabă, hai. Haide, haide! Hai la postăvaru! Haide, fără frică, împingeți, băi! Voi vă faceți că împingeți, băi, nu e împinsul adevărat ăsta. Nu e adevărata valoarea împinsului aici, nu? Mi se pare că e fake. Împinge, mă, Dani. Eu? Da, nu mai lua maxim, treaba. Dă-o în stânga. Eu pot să-l ajut să pună troliu de Toyota, asta e tot ce am putut să fac pentru el. Am zis lui Vali, dă cu spatele, să-l lege troliu. Vali, stai acolo puțin! Da, mă, lasă, să lege troliu de Vali, hai! Dă-i! Patrol, frate, exact ca patrolul face. Ce vrei, mă? Nu sunt gume, nu e power, nu sunt ture la roți. Ești nebun cu a întâia în hai acolo, muream tot. Știi că... Bă, hai altceva, ai tură la roți. Descargi, mergi, bagi viteză, inerție, tot ce vrei. Da, gabe, ești pula, ia. Ai fără, tu ai, tu ai în pistă, că ai și cipuit, o unde-ți cipuit. Te arzi, fraiera, la ți-a luat banii pe timbre. Hai. Haide, mă. Ia cu dreapta! Dreapta! Stânga, Amy, un pic! Pe care e noroclit, e foarte ușor. Dacă rămânea patrolul cu copilă aia... Băi, trebuie să-l împingem și de acolo. Da? Pe bune? Zizu! Deja e gata. Deja e. Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă trebuie una în față, stânga, una în spate, dreapta. Ce faci, mă, Vani? La roțile din spate, amândouă. Da, mă, da. Eu? Dobrescu. Aici, în față, că eu vreau să merg în față. Tu, bă, tu, că eu filmez, eu filmez, ce fac? Eu ce fac? Tu pierzi timp. Nu, eu fac filmul meu, frate. Băi, în spate, mă. Invers, invers. Cu alea... Invers. Băi, Vali, unde vrei? În față sau în spate? Eu vreau să merg în față, mă! A, pune-le în fața roților din față, hai! În fața roților din față! Sau din spate? Din spate, hai! Pune-le în spate! Haide, Vali, dă-i! Dă-i, Vali! Stai un pic acolo, stai acolo. Stai puțin. În fața roților din față. Din spate. Din față, din spate, care e blocat. Un pic.
Da, mă, știi cât faci cu astea? Mai. 5 metri în 3 zile. 5 metri în 3 zile. Ieși, dacă ai de ieșit, ieși. Băi, ieși. Adică nu rămâi acolo. De, mai bine 5 metri în 3 zile decât rămas pe munte și mâncat de urs. Haide, mă, Vali. Ba, a doua oară, mă, cu aia. Nu mai suport, ești nebun. Mamă, dar s-a prelit rău. Ce, mă, janta s-a făcut căcat, ești nebun? S-a făcut căcat. Marele avantaj este că nu s-a crăpat momentan. N-are patrolul rezervă? Are patrolul rezervă, dar e mică, cu cauciuc, normal. Mă, dacă nimic, o punem pe aia. Unde, mă, la cabanei păpugani? S-a întâmplat ceva, da, mă, băieți? Nu, dar trebuie să băgăm căi cu înjantă, ca să ridică mașina. Ăla, da, tot. Dar zgâriem înjantă. Sau căcat, oricum trebuie vopsit, ești nebun. Înjantă o să o face moartă, o valizează. Nu o valizează. Și important e să fie de aici. Să fie cât de cărutundă, da. Da, s-ar putea să nu o valizeze, că se împinge în pământ, în jos. Da. Dar dă-i, dacă se ridică mașina, n-are nimic, că la un moment dat... Îți trebuie mai multă forță. Doua ieșire și am strâmbat janta rău de tot. Am îndreptat-o, am jantat cauciucul la loc. Am dat la lopată, ne-am chinuit, ne-am troliat. Că asta este ultima urcare. Și ce credeți, după toate astea ne întoarcem, pentru că după urcarea asta mai e o urcare și mai e o urcare și tot așa. Și ne întoarcem pentru că nu se mai poate, zăpada foarte mare. Am și muncit degeaba, am stricat și o jantă degeaba. Așa e, nu știu, sport. Gata, mă, băi, ghinionici rău, băieții, ia, mă, știi? Au făcut și pană de două ori, au și murit. Ghinion mare pe capul lor, știi? Deja am intrat, așa am murit, data viitoare, bă. E ceva, data... La noapte, da. Ne mănâncă ursul la noapte și aia e. Da, puteai. Hai, Valerica. Haide, tată. Haide. Haide, că vine toată lumea. Vine ușor așa. Nu știu unde. Aici este alcool. Știi? În caz că rămâi. Am auzit, am văzut pe undeva până aici. Alcool și dai pe gât, pe tot și gata. Să nu mori. Autostradă, n-are cum să fie prost drumul ăsta. Eu așa zic că n-are cum să fie prost. Să sperăm. Oricum, noroiul e mai bun decât zăpada, orice ar fi, orice s-a întâmplat. Dar ne-am oprit. Stăm cu spate. Nu e bine. Pe stradă, mă. Nu
pe acolo. Am venit de acolo noi, da. Veneam de acolo din stânga și făceam stânga aici și coboram frumos. Da, da. Da, poate, ai lejit. Câte și o chitară în față. Păcate nu se vede nici în poză, nici în... Crezi că se sperie băiatul ăsta cu vitara acum când vede atâta mașini că vin pe aici? Și bă, ce e trafic? Nu știu dacă e pădurat, nu știu ce zic. E de aici. Ți-au știe? Ți-au știe? Doamne, ce? O, Doamne. Tu l-ai făcut pe astea, mă? Da. L-ați luat-te când n-a răsut. Mm. Pentru că unii au coborât, pentru că unii au coborât prin pădure, noi am coborât prin altă pădure. Pentru că automobile. Pentru că automobile. Din diverse categorii de 4x4 grele și ușoare. Pinton. Nu ne mai găsim acum unii pe alții și n-avem semnal la telefoane. Ce e? După ce am stabilit două locuri de campare și nu am campat la niciunul din ele, am mers și am găsit pe rătăciții ăștia pe drum și am stabilit că mergem din nou pe drumul ăsta, pe care îl facem autostradă de zăpezi, îl facem frumos pentru alții, să ajungem la cabana planul anti-moarte. Backup planul. N-am reușit să ajungem unde ne doream la baraj, dar avem backup planul, cabana care a apărut astăzi, precum iepurele din pălăria magicianului. Ți-a plăcut? Nu. Nu, nici mie. Dar e ok, nu trebuie să ne placă nouă.
lantită pe aici. Doar în pul. Nici nu turez motorul. Sunt în Filadel. La Filadel, zăpadă. Zăpada, nu-i place zăpada de lume. Trebuie să schimb camuflajul și să o vopsesc. O fac de deșert. Schimbăm, deșert. Schimbăm domeniul de activitate, că zăpada nu e pe placul ei. Nu, no, camul de deșert merge. Sau de... aici mi-ar plăcea să campăm. Unde? Baltă asta? Ai vrea în baltă asta? Mergem în niște bețe, ne punem papainoage. Papai. Nu, papainoage. Ne punem papainoage. Descrierea. Știi ce zic? Descrierea aia. Doamne, are o curte, trece rău prin curte. Asta e curte. Bine. Nu cred că e asta. A intrat. Bă, da, nu curte, da, mie. Face haos. Merge curat. Vânt teren, 3285. Asta e teren. Ai, pe stânga aici. Nu, și are o cabană acolo. Da, frate. Frumos. Frumos, frumos, frumos. Mai merită să venim aici. Da, ne-am oprit bine. Nu știu dacă mai am biscuiți. Dar îți dau. Nu mai am. Nu, i-am lăsat un dobrez. A? Hai, Vali! Stâgși! Ceapă, că dacă găsești cheie... Power! Da! Ce să găsești, mă, frate? Nu găsești nimic. E închis aia ferecată, ești nebun? E ferecată, fermecată. Să facem lumină. Lumină din lumină. Lumină din lumină. Îi dăm stres. Trebuie să pui cât mai pe drept. Unde dorim? În ea.